neștumire iosifelete, bătrâna doamna Uta Arad îți mulțumește pentru tot ce i-ai oferit. Și dacă ar fi să mă reiat, îmi pare rău, sunt din Arad. Echipa mea este Uta, pentru ea îmi dau viața. Ole, ole! Offside, s-a anulat golul și penalti pentru Șepsi, incredibil! Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri și la mulți ani, nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Revenim în forță și revenim unde se putea, decât acolo unde am început, la Arad, unde bătrâna doamnă revine după 4 luni. Pe unde a jucat, pe la Oradea, pe la Cluj, pe la Sibiu, revine aici pe arenă cu gazon nou într-un meci super greu cu Șep și Oesca. Să vedem, greu pentru Utazi, dar să vedem atmosfera pregătită de suporteri. La revenire, voi nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Și magazinul suporterilor, știu că am avut discuții cu unii dintre voi, că n-am filmat magazinul, dar este pe vlogurile celelalte. Și aici magazinul suporterilor, în spatele peluzei. Fără 20, începe meciul, așa că ajungem la timp. Iar sunt blocate intrările. Hai să vedem nou gazon. Arată rău deloc. Verde, zici că e primăvara. Uta Arad!
Ce ocazie! Ce ocazie! Interesantă găselnița lui Redic, păpușă în fundaș dreapta și cu Rodriguez care e în fundaș dreapta, dată în banda stângă, în fundaș stângă. Nițului știe că Uta trece printr-un moment bun și trage un pic de timp. Benga este lovit cu piciorul în cap și cade secerat. Ce paradă are Kucher! Doamne, ce om! Doamne, ce ocazie ratează Uta să deschide scorul. Bine șutul ăsta deviat. Nițului și-a dat seama înainte să-i trebuie mingea foarte, o să fie gol. Aveau nevoie jucătorii Utei să dea drumul la joc. Intrați un pic. Oh! A
Doamne, ce ocazie, ce ocazie! Bine, bine, bă, cum se bă! S-a dus peste stadion mingea. A dat bengar, ia. E gata prima repriză. Da, ce să mai, meci frumos prima repriză. Cazi multe și aia lui Matei și dacă intra nu mai vorbim acum de 1-0. Dar una peste alta, ulta merită să conducă. Au avut 5-6 ocazii mari de tot. Vedem, vedem, repriza a doua, nu mă așteptam mai serii să joace așa, nu știu, pară un pic, puțin obosiți. Vedem. Notez, băieții! Ce ocazie, Fabri! Nebunie! 2-0! Ce gol simplu! Primul 11, tot.
verifică la VAR, la ce să se mai verifice. Ia să vedem. Offside, s-a anulat golul. S-a dat offside. Rămâne 2-0. Schimbare de situație. Mai e timp. 20 au reprizia a doua. Și penalti pentru Șepsi, incredibil. Cum se schimbă situația meciului? Pentru 62. Deci, cei lauta și mental erau 3-0, li se anulează golul, ei tot se gândeau că domină partida și uită în moment de reatenție. Adică pentru ce ai face asta, nu înțeleg. În fine. Lareș Pop, strângul tău, mă! Alai, mă! Se cere hands. Dă-i galben! Dă-i galben! Să vedem dacă se consultă VAR-ul. Se duce să vadă faza. Ce hands? Posibil. E grea decizia. Se stă de 2-3 minute. Doar... S-a dat penalti. Da, da. Pe mijloc a tras. Ștefănescu 2-1, minutul 84. Se încinge meciul acum pe final. Hai să vedem dacă reușește șef și egalarea sau Uta păstrează distanța de un gol. 10 minute. 10 minute de prelungiri. Doamne, ce ocazie are șef și incredibil. Oh, incredibil. Deci ocazii din astea eu nu am mai văzut de foarte multă vreme. La portare era ieșit Ștefănescu din blase și dă cu este incredibil. Doamne, 10 minute de prelungiri. Se pare că și-a pierdut un pic încrederea de că nu mai e titular. Doamne, ce final avem! Ultima fază. Tensiunea atinge cote maxime. E gata?
ce meci, ce meci am avut la Arad. Meci care va rămâne în istorie. 3 intervenții vara speciale, la un moment dat era 3-0, după care 2-1, incredibil. Salut de tribuna a doua, acum vin aici jucători. Soarele, un meci la ora 2, extraordinar de frumos, cu de toate, aș putea spune, am și răgușit. Ce să mai, voi nu uitați să dați un like și până la următorul clip, cine știe cum va fi, vedem, rămâneți aproape, pa, pa!